Croșeu. Uai, dă-te-i drag, ce văd. Uai, mașină, bă. Ori populești, ori gata. Două tinere de 13 și 14 ani, eleve ale Colegiului Național Traian Doda din Caransebeș, s-au luat la bătaie în pauza dintre ore. Incidentul nu a avut loc în cadrul unității de învățământ, ci în parcarea din apropierea acesteia și a fost filmată de colegii celor două. Fetele și-au împărțit palme și s-au păruit zdravăn, fără ca nimeni să intervină. Croșeu! Uai, dă-te-i drag, ce văd. Uai, mașină, bă. Ori populești, ori gata. Luni, în 11 martie, am fost sesizat după ora 12. A fost sesizată conducerea colegiului în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în afara școlii, în pauza de la ora 12. Poarta școlii este deschisă, poarta mare a școlii, la ora 12, deoarece vin două microbuze care iau copiii din ciclu primar pentru after school, la after school. Presupunem că în acea pauză fetele au ieșit din curtea școlii, din incinta școlii și undeva destul de aproape de instituția noastră a avut loc acest incident. Din ceea ce știm noi, incidentul a fost provocat de de eleva din clasa 8-a care, mă rog, trimitea mesaje cu conținut nu tocmai ortodox celeilalte, ceea ce a provocat-o pe asta și a invitat-o la o discuție, din câte spun ele, care s-a văzut la final că n-a fost o simplă discuție, după cum ați urmărit și dumneavoastră în filmulețul respectiv, care, bineînțeles, că a apărut pe rețele de socializare. Am convocat imediat Comisia de Specialitate privind combaterea pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, care în momentul de față face toate analizele necesare, s-a discutat cu părinții imediat, membrii comisiei s-au apucat de treabă și așteptăm să vedem concluziile acestei comisii în urma analizei făcute, în urma rezultatelor, concluziilor la care au ajuns membrii comisiei, vom lua măsurile care se impun. Măsurile din conform legislației în vigoare sunt de la observație individuală până la scăderea notei la purtare. Polițiștii s-au sesizat din oficiu privind săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe în acest caz. În urma vizualizării imaginilor, polițiștii s-au sesizat din oficiu privind săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, cele două tinere de 13 și 14 ani care apar în imagini fiind identificate. Din verificările efectuate, altercația ar fi avut loc în data de 11 martie pe strada Vasile Alexandrii din municipiul Caransebeș. Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun. Uai, dă-te-i drag, ce văd. Uai, mașină, bă. Ori populești, ori gata. Ca o primă măsură, celor două eleve le-au fost recomandate ședințe de consiliere psihologică.